Bună seara, dragii noștri telespectatori! Vă spunem și în această duminică seară, dându-vă întâlnire din nou cu emisiunea Cuvântul care zidește. Este o seară mai deosebită, după cum vedeți și cadrul în care ne aflăm. Nu ne aflăm în studioul televiziunii Europa Nova, ca de obicei, ci de această dată ne aflăm în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara, ocazionat de faptul că marțea viitoare avem praznicul Sfinților Trei Mari Ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, care sunt considerați ocrotitorii învățământului teologic ortodox. Așa cum v-am obișnuit și în anii trecuți, cu ocazia acestei sărbători, emisiunea noastră are ca invitați 4 studenți din anul 4. Numai ora de difuzare, iată, nu este 4, este orele 21, care ne vor vorbi despre personalitatea Sfinților Ierarhi și implicațiile lor în ceea ce privește învățământul teologic ortodox. Fără să vă dea un răspuns direct, veți vedea, cred, în cele ce urmează, practic cei 4 studenți vă vor explica de ce învățământul teologic ortodox i-a luat ca ocrotitori pe cei 3 mari ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan. În această seară, pentru că avem 4 invitați și nu 3, după numărul Sfinților 3 ierarhi, vom vorbi suplimentar și despre un alt sfânt ierarh, despre Sfântul Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Cred că vă va face plăcere, concluzionând emisiunea noastră de astăzi și tot ceea ce studenții noștri vă vor împărtăși. Iată încă o dată din acest cadru deosebit, care este capela Facultății de Teologie Ortodoxă de aici, din Timișoara. Pentru început, dați-mi voie să vă prezint invitații noștri din această seară. Am să încep de la dreapta spre stânga mea. Primul este studentul Pelici Darko. Doamne ajută, bine ai venit! Mulțumesc. Al doilea este studentul Moiș George. Doamne ajută. De asemenea, bine ai venit! În partea stânga mea este studentul Ștefănescu Marius. Doamne ajută, bine ai venit! Și ultimul, nu în cele din urmă, este studentul Stana Ion Dănuț. Doamne ajută, bine v-am găsit! Bine ai venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi împreună în această seară. Și acum, și în ordinea pe care v-am indicat-o mai devreme, primul va vorbi Darko, despre câte ceva pentru început, despre viața, câteva repere mai importante din viața Sfântului Vasile cel Mare, dacă ne poți spune. Doamne ajută, bună seara! În primul rând dorim să mulțumesc în numele meu și numele colegilor mei pentru invitația propusă de dumneavoastră. Eu voi vorbi despre viața Sfântului Vasile cel Mare. Este sărbătorit de Biserica Ortodoxă la data de 1 ianuarie și la data de 30 ianuarie împreună cu ceilalți doi sfinți ierarhi. Născut în secolul IV, mai exact în anul 330 în Capadocia, provine dintr-o familie numeroasă. Are împreună 4 frați și 4 surori, dintre care 5 au devenit mari sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, alături de părinții lor Vasile și Emilia. 2 frați au devenit episcopi, Grigorie de Nisa și Petru II Sebaste, și au mai avut o soră, Sfânta Macrina cea tânără, care a ajuns, după cum știm, un model de viață ascetică în viața Bisericii Ortodoxe. Temelia învățăturii creștine ortodoxe a fost pusă de tatăl său Vasile, fiind profesor de retorică, iar mai târziu a studiat la Cezarea Capadociei, la Constantinopol, apoi a mers la Atena. În 356 ajunge înapoi în țară și devine profesor de retorică, urmând pașii tatălui său în învățământul monahicesc. Părăsește cariera de profesor și intră în monahism mai departe. Călătorește în diferite țări, mai exact în Siria, Palestina, Egipt, Mesopotamia, și dorește să cunoască monahismul în cele aprofundate ale sale. A scris numeroase scrieri teologice, după cum știm, amintim despre regulile vieții monahale, pe care le-a pus împreună cu Sfântul Grigorie, la care mai putem aminti și despre Filocalia, cartea dată, a rămas în biserica de răsărit, foarte cunoscută,
ca fiind temelia organizării vieții mănăstirești. Sfântul Vasile cel Mare, după cum știm, este unul din cei mai mari organizatori ai monahismului, însă nu a disprețuit viața de familie și într-o scriere de-a lui spune: Dumnezeu, care poartă grijă de mântuirea noastră, a împărțit viața oamenilor în două feluri de viețuire, adică în viața de căsătorie și în cea de feciorie, așa încât cel care nu poate să ducă lupta fecioriei să-și ia o soție legiuită, cunoscând că îi se va cere făgăduință de înfrânare, sfințenie și asemenea cu sfinții care au avut soție și au crescut fii. Sfântul a luptat împotriva ereticilor, mai exact împotriva pneumatomahilor. Aceștia negau dumnezeirea Sfântului Duh, iar argumentând la sinoadele ecumenice date, argumentat pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, că Sfântul Duh este de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Un practicant deosebit al milosteniei, ne mai spun scrierile sale, pe care, după cum bine le-am cercetat, ne lasă de îngăduit că a avut și dragoste față de semeni și s-a concretizat mai ales în viața filantropiei și în așezământul filantropic numit de însuși credincioșii pe care îl iubeau atât de mult, Vasiliada. Liturgia Sfântului Vasile cel Mare, după cum bine știm, se oficializează în Biserica Ortodoxă de aproximativ 10 ori pe an și a trecut la cele veșnice la data de 1 ianuarie în anul 379, lăsându-ne așadar multe învățături creștine și multe cărți pe care avem datoria să le cercetăm cu multă prețuire și cu multă dragoste. Da, mulțumim. Într-adevăr, rămân aceste două importante realizări, pe lângă liturgia care îi poartă numele și celelalte scrieri, rămâne din viața Sfântului Vasile cel Mare această lucrare deosebită, regulile vieții monahale, și astăzi se spune despre monahismul răsăritean, despre monahismul ortodox, că este basilian. Deci, practic, el se orientează după regulile acestui sfânt Vasile cel Mare și apoi, sigur, rămâne această operă de caritate deosebită și o să vorbim puțin mai încolo, pentru că deja ne aflăm în anul omagial instituit de Sfântul Sinod al îngrijirii bolnavilor. O să vorbim despre această lucrare deosebită care este Vasiliada și, de fapt, la fiecare din cei patru ierarhi vom vorbi despre această operă de îngrijire a semenilor, de împlinirea faptelor milei trupești, dar și sufletești. Fratele George Moiș ne va vorbi în continuare despre câteva repere mai importante din viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur se poate spune că este cel mai mare orator al creștinătății. Fapt pentru care a și fost supranumit Hristostom, care în românește înseamnă gură de aur. Acesta s-a născut între anii 344-354 în bogatul oraș Antiohia din Siria, în familia unui bogat ofițer superior al armatei siriene, care moare la scurt timp după nașterea fiului său Ioan. Astfel, mama sa, Antuza, rămâne văduvă la vârsta de 20 de ani. Și ceea ce m-a impresionat este că a hotărât să nu se recăsătorească pentru a se dedica cu totul educației fiului său. Primele învățături creștine, Sfântul Ioan le-a dobândit de la mama sa. Apoi a studiat la Antiohia, lângă marele retor Libaniu, și l-a audiat pe marele filozof Andragațius. A studiat dreptul, după care s-a ocupat cu avocatura, fiind un strălucit avocat. Astfel îi se deschid drumurile spre o strălucită carieră în cele politice ale Imperiului. Însă această viață îi se părea prea zbuciumată pentru el, astfel că începe să studieze teologia și se gândește să devină călugăr. La 22 de ani a primit botezul de la episcopul Meletie. Iar vrând să devină călugăr Sfântul Ioan, mama sa îl roagă insistent
ca nu cumva să o lase văduvă a doua oară și să rămână fără fiul său. Sfântul Ioan îi ascultă rugămintea, fapt pentru care în casa în care locuia împreună cu mama sa, se simte ca într-o mănăstire și se comportă ca într-o mănăstire, trăind în nevoință. Iar după moartea mamei sale, merge în munții Siriei, unde trăiește sub ascultarea unui mare ascet sirian. După 4 ani de asceză în munți, se retrage ca zăvorât într-o peșteră. În această peșteră pune foarte mare accent pe asceză, pe rugăciune, pe citirea Sfintei Scripturi, pe care o memorează în foarte mare parte, și muncă fizică. Însă acest mod de viață îi aduce Sfântului Ioan o boală de stomac, iar sănătatea lui era foarte șubredă. Când se întoarce în lume din cauza sănătății lui șubrede, este hirotonit diacon, apoi preot, și la Antiohia se face remarcat prin cuvântările sale, care erau atât de plăcute auzului și atât de duhovnicești, încât oamenii, la sfârșitul cuvântării, îl aplaudau pe Sfântul Ioan, pentru care el îi și mustra, dar ei nu țineau cont de această mustrare a lui. La moartea patriarhului Constantinopolului, Sfântul Ioan este ales pentru a-i lua locul. Episcopul Teofil al Alexandriei se opune însă acestei alegeri a Sfântului Ioan pentru că voia să își impună un ucenic al său pe scaunul patriarhal. Împăratul insistă să-l pună pe Sfântul Ioan, episcopul Kiril îl hirotonește. Episcopul Teofil îl hirotonește, însă îi va face viața foarte grea noului patriarh Ioan. Odată instalat pe scaunul patriarhal, el dorește să revigoreze viața duhovnicească a cetății și începe cu câteva reforme. Începe cu reședința sa, scoțând din ea tot ce era de lux și dăruind săracilor și spitalelor prețul lucrurilor vândute. Din economiile sale a zidit spitale și a sprijinit pe bolnavii săraci. A avut și o amplă activitate misionară. Procesiunilor ariene le-au opus procesiuni ortodoxe și a trimis misiuni de încreștinare în Sciția, Tracia și în țările din prejur. A impus clericilor respectarea disciplinei bisericești, iar pe cei nevrednici i-a destituit din funcție. El a criticat foarte aspru corupția, destrăbălarea și luxul care erau în Constantinopolul acelor vremuri. Iar aceste fapte îi aduc mulți dușmani, în frunte cu împărăteasa Eudoxia. Afectat de înfierarea viciului de către Ioan, Eutropiu, cel care îl și propusese pe acesta să fie patriar, acum se întoarce împotriva lui. Și împotriva Sfântului Ioan erau mai ales femeile care trăiau în lux și pe care acesta le critica aspru. Pentru aceste critici pe care le aducea și ura pe care și-o însușise la curtea imperială, Sfântul Ioan este condamnat la un sinod care a fost măsluit, am putea spune, de către Teofil al Alexandriei, pentru care era acuzat cum că ar fi origenist, ceea ce nu era adevărat, și a fost condamnat în cele din urmă la exil, în munții Caucaz. După ce s-a dovedit că acest sinod nu era legitim, a fost readus pe scaunul patriarhal. Iar după niciun an după care a rămas pe scaunul patriarhal, a fost din nou exilat pentru aceleași motive. Sfântul Ioan își încheie astfel viața în exil, spunând la sfârșitul tuturor chinurilor pe care îi le provocaseră aceștia, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Mulțumim pentru prezentarea și a vieții Sfântului Ioan Gură de Aur. Frăția ta, ai menționat oarecum întreagăt această trecere, ai zis, a fost hirotonit diacon și a fost hirotonit preot. Dar noi știm și cred că și mulți dintre cei care ne privesc știm sau au auzit și am auzit împreună despre tratatul despre preoție, nu? În care
atât de mult, de fapt, se arată cât fugea oarecum la propriu Sfântul Ioan Gură de Aur de preoție. Și apoi, sigur, și partea aceasta de final, ce-ai amintit-o cu exilul, ne aduce aminte și cu faptul că mustra poporul. Mie cel puțin automat mi-a venit în minte mustrarea Sfântului Ioan Botezătorul la adresa regelui Irod, căruia îi spunea, nu ți este îngăduit să iei pe femeia fratelui tău. Mulțumim, mergem mai departe cu al treilea sfânt ierar din cei trei ierari prăznuiți la 30 ianuarie. Ne spune despre viața lui fratele Stana Ion sau Ionuț, cum îi spun colegii. Mulțumesc, părinte profesor. Bună seara, bine v-am găsit. Iată, dacă colegul meu a vorbit în prima parte a dialogului despre Vasile cel Mare, trebuie să menționăm faptul că Sfântul Grigorie, cel de Dumnezeu Cuvântătorul sau dialogul, a fost contemporan și bun prieten cu Sfântul Vasile cel Mare. Acesta se naște în jurul anului 329, în Arians, o cetate de lângă Nazians, în apropiere de Capadocia, din părinții Grigorie și Nona. A avut parte de o aleasă educație din partea părinților, îndeosebi datorită importanței educației mamei sale, care era creștină, însă și datorită vocației și creștinării tatălui său, Grigorie, care trebuie să amintim faptul că la începutul și prima parte a vieții sale era păgân, a practica o sectă iudeo-păgână, însă datorită atragerii mamei sale, putem spune, asupra convertirii Sfântului Grigorie, acesta iată că devine episcop în cetatea Nazianzului pe o perioadă de 46 de ani. Tânărul Grigorie primește o educație, așa cum am spus, aleasă din partea părinților săi și își începe studiile încă din localitatea sa natală, Nazians, apoi își îndreaptă pașii spre Cezarea Capadociei, unde îl întâlnește pe Sfântul Vasile cel Mare și încă din tinerețile sale formează o prietenie care va dăinui de-a lungul vieții. Și se spunea, nu, despre tinerețele lor și mersul lor la școală, că nu știau decât două drumuri, așa se ziceau. Două căi, calea care duce spre biserică și calea care duce spre învățătură sau spre școală. Așadar, după ce termină studiile în Cezarea Capadociei, se îndreaptă spre Cezarea Palestinei, după care urmează școala din Alexandria, iar în cele din urmă, alături de Sfântul Vasile cel Mare, ajung în cetatea în Atenei, putem spune, o capitală a clasicismului acelei perioade, unde petrece în studiu aproximativ 5-6 ani. După aceasta, Sfântul Grigorie revine în cetatea sa de obârșie, în Nazians, unde la vârsta de 30 de ani primește botezul creștin. Iată că comunitatea din care făcea parte și era păstorită de tatăl său, Grigorie, episcop al Nazianzului, în acea perioadă, se combătea cu erezii, cu erezii aerene, așa, și Sfântul Grigorie, tânărul Grigorie, este chemat de către popor, în primul rând, dar și de către tatăl său, pentru a primi preoția, pe care cu acesta, cu oarecare constrângere, putem spune, și contrar voii sale, este hirotit în dreapta preoției. Așadar, după ce primește această vocație, fuge la prietenul său Vasile pe malul râului Iris, unde stăruiește o perioadă de un an, acolo unde se înduplecă spre studiul mai amănunțit atât al Sfintei Scripturi, cât și al scrierilor părinților din acea perioadă, scrieri creștine, dintre care își culege, putem spune, paragrafe și scrieri mai importante, din care, alături de Sfântul Vasile, naște Filocalia, pe care o cunoaștem în ziua de astăzi.
În anul 372, chiar de către prietenul său bun, Sfântul Vasile, este hirotonit în dreapta preoției, arhieriei. Aceasta o face într-o eparhie nou construită din Capadocia, numită Episcopia Sasimei, dacă zic bine. Iar după aceasta, ani mai târziu, în 379, este chemat de stăruitor de către creștinii din Constantinopol pentru a întări dreapta credință. Aici a grupat pe credincioși în jurul său, într-o capelă numită Anastasis, sau tradus din limba grecească, a Învierii. În aceasta combate erezia ariană, rostind celebrele sale cuvântări teologice, de care bine le cunoaștem, despre divinitatea Fiului, a Cuvântului lui Dumnezeu, care după care primește și numele de teolog, nume atribuit Sfântului Apostol Ioan. La data de 27 noiembrie anul 380, Sfântul Grigorie primește drept răsplată și mulțumire pentru combaterea ereziilor și învățătorilor greșite, a păgânilor eretice, este ales și înscăunat de către împăratul Teodosie cel Mare și de către Meletie al Antiohiei, ca patriarh al Constantinopolului. Iată că un an mai târziu participă în 381 la cel de-al doilea sinod ecumenic care se afla la Constantinopol și acolo se opune ereziei ariene, susținând dubla natură a Fiului lui Dumnezeu, atât cea dumnezeiască cât și cea omenească, precum și despre alte învățături, cum ar fi Sfânta Treime, Sfintele Taine, vorbește despre inexplicabila natură și relație pe care o au persoanele Sfintei Treimi, care nu era cunoscută la acea perioadă de către cei din popor. Însă, după cheierea celui de-al doilea sinod ecumenic, Sfântul Grigorie își dă demisia din scaunul de patriarh al Constantinopolului datorită unor neînțelegeri riscate în timpul sinodului. Au apărut voci din partea părinților sinodali, cum că nu este vrednic Sfântul de a ocupa postul de patriarh al Constantinopolului. Și vedem aici o virtute importantă pe care Sfântul Grigorie o are, și aceea a păcii, alege pacea în schimbul dreptății, cu toate că avea dreptate, era pe bună dreptate ales ca patriarh, datorită vocației și învățăturilor sale deosebite, alege să se retragă în cetatea sa natală, în Nazianz, iar mai apoi, în ultima parte a vieții sale, se ocupă cu studiul scrierii operelor deosebi poetice. Acum am amintit, la anul 383, acesta se retrage, iar la anul 390 este chemat la Domnul, la vârsta de aproximativ 60 de ani. Dacă urmărim opera Sfântului Grigorie Dialogul, putem observa că este una vastă, cuprinzându-se în ea atât cuvântări, poeme și scrisori, având conținut dogmatic, amintim cele 5 cuvântări teologice pe care despre care Sfântul vorbește cu atâta ardoare, despre Sfânta Treime, despre întrupare, despre mântuire, dar și despre Sfintele Taine. De asemenea, amintim cuvântări panegerice, morale, dar și, cum am spus adineauri, opere poetice, care sunt în număr deosebit, 408 la număr, dintre aceștia împărțindu-se atât opere dogmatice, cât opere morale și istorice. Iată că pentru meritele sale deosebite, dar și pentru viața sa fascinantă din acest punct de vedere, Biserica îl cinstește îndoit, am putea spune, odată pe data de 25 ianuarie, singur, iar pe data de 30 ianuarie este prăznuit în sobor alături de ceilalți mari sfinți ierarhi, Ioan Gură de Aur și Vasile cel Mare, prietenul său. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru prezentarea pe care ne-ai făcut-o. Parcă
ai reluat puțin destinul, între ghilimele, al Sfântului Ioan Gură de Aur, despre care ne-a vorbit George, legat de statornicia pe scaunul Patriarhiei Constantinopolului. Și în același timp, iată, și frăția ta și fratele Darco ne-ați adus aminte despre o carte deosebit de importantă în spiritualitatea creștină, răsăriteană, și anume Filocalia, care este o colecție de învățături ale Sfinților Părinți, de până la acești sfinți care și-au luat acest angajament deosebit de a fixa în scris ceea ce memoria, de fapt, orală și colectivă a transmis de-a lungul timpului din învățăturile părinților deșertului și a celorlalți părinți viețuitori în sfinte mănăstiri. Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, așa cum se numea inițial titlul Filocaliei, care este de mare folos duhovnicesc și va rămâne ca atare. Iată, cel care ne filmează a avut posibilitatea să fixeze în cadru, probabil că nu, este mai în spatele meu, în stânga, este pe iconostas icoana Sfinților Trei Ierarhi, în capăt de tot, Vasile, Grigorie și Ioan. Probabil că pentru emisiunea de astăzi, cel puțin, ar fi trebuit să mai adăugăm acolo și chipul Sfântului Grigore de Nisa, despre care ne va vorbi în cele ce urmează fratele Marius Ștefănescu. Doamne ajută! Bine v-am găsit! Sfântul Grigore de Nisa, de ce am ales oare sau de ce ne-ați propus să vorbim și despre el? Pentru că este frate cu Sfântul Vasile și, desigur, prieten deosebit cu Sfântul Grigorie, teologul. Trebuie să remarcăm faptul că Sfântul Grigore de Nisa s-a născut în anul 335 în Cezarea Capadociei, iar foarte multe dintre învățături sau baza cea mai importantă a învățăturilor a primit-o de la sora sa Macrina și de la Sfântul Vasile, de la fratele său. Desigur că alte învățături de retorică, de filozofie chiar, le va învăța de la Libaniu și de la alte mari personalități ale vremii. Datorită acestui aspect religios care era în familia Sfântului Grigore de Nisa, desigur, alături de sora Macrina și de Sfântul Vasile și de ceilalți frați, va face parte din clerul inferior al bisericii, numit citeț. Dar ulterior, datorită unei crize de conștiință, va părăsi viața bisericească, devine profesor de retorică și se căsătorește. Mai târziu, după câțiva ani, în anul 385, prietenul său, Sfântul Grigorie teologul, îl va îmbărbăta datorită pierderii soției sale. Trebuie să remarcăm faptul că, deși era căsătorit, cu câțiva ani ca soția sa să treacă la cele veșnice, au căzut de comun acord ca să se despartă și amândoi au mers și s-au călugărit, putem spune. Au urmat viața monahală. Iar în această perioadă, înainte ca soția sa să treacă la cele veșnice, scrie o lucrare, și anume despre feciorie, în care își exprimă foarte mult opinia și consideră că îi pare rău pentru că nu a rămas necăsătorit ca să poată să ajungă la culmea fecioriei. În urma sfaturilor primite de la fratele său, de la Sfântul Vasile, se va retrage la o mănăstire întemeiată de Sfântul Vasile, despre care s-a amintit, pe malul râului Isis din Pont. Rămâne aici 10 ani, după care va fi chemat de fratele său, care era episcop, ca să devină și el, la rândul său, episcop, sufragan, care era o episcopie, episcopia de Nisa, care era sufragană episcopiei pe care o conducea Sfântul Vasile cel Mare. Desigur că trebuie să remarcăm un aspect, și anume că Sfântul Grigore de Nisa era o personalitate foarte blândă, o personalitate de care putem spune că profitau cu toții. Astfel că atunci când ajunge în această funcție administrativă de episcop, foarte mulți au profitat de pe urmele lui și vom observa că după ce ajunge episcop, desigur că
arianismul sau erezia din acea vreme dorea să-l înlăture și să pună un episcop care susținea această erezie. Da, favorabil. Însă Sfântul Grigorie se va împotrivi, dar după câțiva ani va fi înlăturat și va fi înlocuit cu un episcop arian. După ce el va pleca în exil, iar după ce va muri împăratul Valens, cel care sprijinea arianismul, va veni înapoi și va ocupa aceeași funcție de episcop. În 379 ia parte la un sinod în Antiohia, unde se remarcă prin calitățile sale și este trimis sau propus din partea sinodului într-o misiune în Arabia, în Pont și în alte locuri. Mai târziu va participa la înmormântarea președintelui sinodului doecumenic, Meletie, unde va ține o frumoasă cuvântare, iar în anul 394 va participa la aplanarea unui conflict dintre doi episcopi, după care nu se mai știe nimic despre Sfântul Grigorie de Nisa, probabil că a trecut la cele veșnice. Se prăznuiește la data de 10 ianuarie singur și este prieten foarte bun cu Sfântul Vasile și cu Sfântul Grigorie Teologul. Putem spune că dacă Sfântul Vasile era un om de conducere, Sfântul Grigorie Teologul despre care a vorbit colegul nostru era un orator, Sfântul Grigorie de Nisa era un gânditor, un filozof. Desigur că nu putem să lăsăm deoparte pe Sfântul Ioan Gură de Aur, așa cum este și numit, Hristostomul, pentru că avea cuvinte cu adevărat care erau poleite cu aur. Mulțumesc! Mulțumim și noi! În slavonă se zice bogoslovul, cuvântătorul de Dumnezeu, cel cu gura de aur. Mulțumim și pentru prezentarea aceasta a vieții Sfântului Grigore de Nisa. Mi-am adus aminte că dacă anul acesta, deja m-am amintit, suntem în anul omagial dedicat îngrijirii bolnavilor și sfinților tămăduitori, doctori fără de arginți, acum câțiva ani, poate și dumneavoastră vă aduceți aminte, sau cei care ne privesc cu atât mai mult, a fost un an închinat sfinților capaducieni, în care s-a făcut pomenirea acestor sfinți care au ieșit din pământul Capadociei sau care au păstorit în pământul Capadociei, cum spunea și frăția ta, că Sfântul Grigore de Nisa a făcut parte dintr-o eparhie sufragană eparhiei unde slujea Sfântul Vasile, deci practic tot în aceeași provincie, în Capadocia. Acum o să mergem mai departe. Pentru emisiunea din această seară v-am rugat să identificați un scurt text din operele celor patru sfinți mari erari, pe care să îl comentați, să ni-l prezentați și să spuneți câte ceva despre acesta. Și pentru a nu urma din nou aceeași ordine, aș începe acum cu fratele George să ne spună un text de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Am ales de la Sfântul Ioan Gură de Aur un text din Omiliile despre Căință, care are legătură atât cu acest an omagial, și spune așa Sfântul Ioan: când trupul ne este chinuit de o boală mică de tot, chemăm îndată doctor, cheltuim bani, luăm doctoria mare, răbdăm operații și nu ne oprim să facem tot ce putem până nu izgonim boala din trupul nostru. Când însă sufletul nostru ne este îmboldit în fiecare zi de păcat, când ne este sfâșiat de patimile trupului, când e ars, când e aruncat în prăpastie și e pe cale de a se pierde cu orice chip, nu spunem nici cel mai mic cuvânt. Cu dezamăgire constată Sfântul Ioan Gură de Aur grija oamenilor, în special pentru trup. Deci o boală trupească vor imediat să o vindece și fac tot posibilul pentru aceasta. Însă pentru o boală sufletească, care este reprezentată de păcate și patimi, omul nu-și dă interesul și mai mult chiar se străduiește ca să persevereze în păcate și în patimile sale. Dacă s-ar comporta la fel oamenii cu bolile sufletești. Cu bolile ucigătoare de suflet. Da, cu bolile ucigătoare de suflet, așa cum se comportă cu bolile trupului,
cred că am avea o lume plină de sfinți. Da, mulțumim. Foarte bun, foarte bun sfatul Sfântului Ioan Gură de Aur. Trecem la Sfântul Grigore de Nazianz. Sau teologul. Da. Eu din opera Sfântului Grigore de Nazianz câteva cuvinte legate despre preoție, în care Sfântul Grigore evidențiază calitatea necesară a adevăratului preot. Citez: trebuie să fiu eu însumi curat și apoi să curăț pe alții. Să fiu eu înțelept ca să înțelepțesc pe alții. Să fiu eu lumină ca să luminez pe alții. Să fiu eu aproape de Dumnezeu ca să apropii pe alții. Să fiu eu sfânt ca să sfințesc pe alții. Cu alte cuvinte, în viziunea Sfântului Grigorie, preoția este o trăire în har, din har și pentru har. O calitate a preotului, după spusele ierarhului, Sfântul Ierarh Grigorie, o constituie curățirea sufletească și sfințenia vieții sale, a preotului, deoarece el trebuie să fie un adevărat model și o pildă vieții pentru păstoriții săi. Iar sfințenia este o însușire absolută de necesară, absolut de necesară slujitorului bisericesc, Sfântului Altar. Referindu-se la munca preotului, Sfântul Grigorie o aseamănă cu aceea a unui om, citez tot din opera Sfântului, care ar încerca să conducă și să îmblânzească o fiară cu multe fețe și cu multe chipuri, alcătuită din multe fiare și mai mari și mai mici și mai domestice și mai sălbatice. Ori, într-o lume secularizată, în care plăgi precum disperarea sau stresul sau patimile biciuiesc trupul omenirii, preotul are sarcina și misiunea să facă să locuiască prin Duhul Sfânt Hristos în inimile oamenilor și să-l facă pe om părtaș fericirii veșniciei, fericirii celei de sus, care este în împărăția lui Hristos. Și Dumnezeu, mulțumesc! Mulțumim și noi! Textele acestea ar trebui să le dai părinților secretari de la protopopiatele noastre ca să le multiplice și să le pună în mapa fiecărui preot după ședința lunară sau ședința conferințele semestriale care se țin de primăvară și de toamnă. Acum trecem la Sfântul Vasile cel Mare, să ascultăm un scurt pasaj din ce ne zice Sfântul Vasile cel Mare. Eu doresc să amintesc câteva cuvinte despre Filocalie, despre care a conceput-o împreună cu prietenul său Grigore de Nazianz. El a putut găsi această liniște interioară în Pont, astfel a putut să scrie această operă ascetică și cu multe răspunsuri de toate felurile pentru aceste lucruri duhovnicești pe care le exprimă în această carte. El consideră că și-a pierdut tinerețea, după cum spune el, în lucruri nefolositoare sufletului și pentru acest fapt a dorit să plece în Pont ca să scrie această carte. Este o antologie de texte anti-ariene și spiritualitate și mai ales de lectură biblică și spune Sfântul Vasile cel Mare foarte frumos că Filocalia pune la îndemână arme și metode care sunt în măsură să potolească războiul văzut și nevăzut al ispitelor, dar și reflexe despre frumusețea naturii umane și cosmice desăvârșite de har, dar și de diagrama îndelugatelor nevoințe ale sufletului și ale trupului. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Am văzut o reprezentare iconografică, de fapt chiar o icoană. Noi nu avem reprezentări, ci avem pur și simplu icoane în care un călugăr era pictat în ținuta călugărească, având metanierul la mâna stângă și pictorul l-a înfățișat și pe diavolul, practic stând cu niște săgeți, încercând să tragă niște săgeți asupra diavolului, care bineînțeles erau săgețile
războiului nevăzut, războiului duhovnicesc. Și efectiv, în loc de platoșă, călugărul ținea filocalia deschisă, orientată spre săgețile acelui duh necurat și în același timp dezbinător. Ce ne spune Sfântul Grigore de Nisa, printre altele? Printre altele și poate unul dintre cele mai reprezentative citate ale Sfântului Grigore de Nisa este următorul. Fiecare dintre noi este pictorul propriei vieți. Sufletul nostru este ca o pânză, virtuțile sunt culorile. Iisus Hristos este modelul pe care trebuie să-L pictăm. Desigur că la acest minunat citat, foarte puține aș avea de adăugat, de vreme ce e foarte complex. Dar trebuie să remarcăm faptul că Sfântul Grigore de Nisa se referă la virtuți. Ce putem noi să facem oare ca să dobândim aceste virtuți? Nu putem altceva decât să ne umplem de credință, de nădejde și de dragoste. Desigur că pe lângă toate acestea enumerate, putem să adăugăm bunătatea, înțelepciunea, smerenia și toate celelalte virtuți care ne ajută să pictăm pe sufletul nostru modelul, și anume pe Hristos. Mulțumim, știți că am citit undeva că numele celor înscriși în Cartea Vieții Mielului, despre care vorbește Apocalipsa, nu este scris, nu sunt scrise numele, ci ele sunt pictate. Și știți cu ce sunt pictate? Sunt pictate de Domnul Iisus Hristos cu însuși sângele Său. El scrie numele, apropo de pictură și înfrumusețarea vieții noastre cu virtuți, El scrie numele fiecăruia dintre noi cu însuși sângele Său. Mi se pare că apare și într-o cântare frumoasă din canonul Învierii de la Sfintele Paști, lucrul acesta. Trecem la o altă parte a emisiunii, mergând mai departe, pentru că, deja am amintit, ne aflăm în anul omagial al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română. Cred că poate cei care ne privesc, telespectatorii, privitorii noștri, pentru că emisiunea se difuzează și în mediul online, pe rețele de socializare, Facebook, respectiv YouTube și așa mai departe, cred că poate cei care ne privesc ar fi interesați să afle câte ceva, măcar un amănunt, din felul în care, unii deja ați amintit mai devreme, din felul în care cei patru sfinți ierarhi s-au implicat într-ajutorarea semenilor lor, în împlinirea poruncii pe care Mântuitorul Iisus Hristos o dă, indirect atunci când spune, ați făcut ceea ce ați făcut celor mai mici ai mei, așa îi numește pe cei de la marginile sau periferia societății. Și acum, iarăși aș schimba și aș merge la fratele Stana să ne spună dacă în viața Sfântului Grigore de Nazianz există o astfel de preocupare sau fie în practică, fie în scris. Într-adevăr, dacă în practică sunt mai puține date referitoare concrete despre activitatea filantropică și de îngrijire a bolnavilor al Sfântului Grigorie, iată că avem înscris din operele sale citate care îndrumă pe credincioși și pe cei care îi citesc viața și opera, îndemnuri și mărturii care ajută spre împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Citez dintr-o operă a Sfântului Grigorie, Fă-te Dumnezeu pentru cel lovit de nenorocire prin imitarea milostivirii lui Dumnezeu. Ajută-l, întinde-i hrana, întinde-i o zdreanță de haină, adu-i doctorii, leagă-i rănile, întreabă-l câte ceva despre nenorocirea lui. Dă-i sfaturi înțelepte despre răbdare și îndrăznește, apropie-te de el și nu te vei molipsi de pătimirea lui. Cu toții, iată, suntem chemați la asemănarea cu Dumnezeu și cu nimic nu ne facem mai asemănători lui decât prin iubire. Iubirea sau bunătatea manifestată față de cei bolnavi trebuie să fie răspunsul nostru la iubirea atot milostivă a lui Dumnezeu arătată oamenilor. Astfel vom putea împlini cuvântul Mântuitorului
descris de Sfântul Evanghelist Luca, fiți milostivi precum Tatăl vostru milostiv este. Nimic nu ne arată a fi fia lui Dumnezeu ca dragostea față de semeni, de cei căzuți în nenorociri, în patimi și, sau în neputințe. Prin acestea devenim, după cum spune prefericitul Părinte Patriarh într-una din pastoralele sale, devenim mâinile iubirii milostive a lui Hristos pentru cei bolnavi și săraci, aducând speranță și bucurie acolo unde este suferință și întristare. Așadar, să ne arătăm grabnici la milostenie și întrajutorare față de semenii noștri aflați în neputință, fie ea trupească, cât și sufletească, de care suntem cuprinși majoritatea dintre noi. Mulțumesc! Mulțumim! Sfântul Ioan Botezătorul, pe care l-am pomenit mai devreme, poate că puțini, chiar și dintre cei care s-au plecat asupra paginilor Sfintei Scripturi, știu sau își aduc aminte că există o predică a Sfântului Ioan Botezătorul. În acea predică sau în acel cuvânt, spune printre altele așa, cel care are două haine să dea una și celui care nu are. Mergând mai departe, de la Sfântul Vasile cel Mare, cred că am putea să zicem că faptele deja vorbesc de la sine, nu mai avem nevoie de nicio mărturie legată de preocuparea Sfântului Vasile pentru cei nevoiași. Însă totuși, te ascultăm și pe frăția ta în continuare. După cum ați amintit și dumneavoastră, el este cunoscut și ca un ocrotitor al săracilor și al bolnavilor, pentru că în anul 369 a ridicat într-un cartier periferic din Cezarea Capadocii un spital dotat cu personalul necesar și acest așezământ denumit de însuși credincioșii care îl iubeau pe Sfântul Vasile cel Mare l-a denumit Vasiliada și a devenit modelul multor astfel de instituții în Capadocia și alte provincii ale țării. Anul înălțării celor două clădiri ale marului așezământ de asistență socială și medicală a fost, după cum știm, 369 și se găsește înscris cu cinste în toate cronicile de istorie și ale medicinei. Este punctul de plecare, am putea spune, ale unor numeroase opere similare a spitalelor răspândite în întreaga lume și putem spune că Sfântul Vasile a schimbat radical sistemul de caritate existând la acel moment, înlocuind ocazionalele împărțiri cu daruri de ceva permanent care să ajute în mod efectiv și continuu pe cei aflați în nevoințe. Și această datorie o socotea esențială pentru un episcop și conștientizând foarte bine acest lucru, a adoptat cu bucurie și a dăruit total, după cum ați amintit și dumneavoastră în Evanghelia după Sfântul Matei, întrucât ați făcut unuia dintre acești frații mei mai mici, mie mi-ați făcut. În legătură cu ajutorarea săracilor și a celor bolnavi, Sfântul Vasile lasă un îndemn destul de important printr-un mesaj, devenind mai actual ca oricând, să fim totuși chibzuiți și atenți când facem o faptă de milostenie, căci întrucât, acum doresc să citesc, mulți au mai mult decât ce le este de neapărată trebuință și pentru că fac din cerere prilej de neguțătorie și temei de plăcere desfrânată, s-a socotit necesar ca să adune banii cei cărora li s-a încredințat grija de săraci. Avem datoria însă să arătăm milă și iubire față de cei aflați în nevoințe și în învățări să sufere după necaz și cu răbdare și aceștia ni se va spune că tot după Evanghelia după Matei am flămânzit și mi-ați dat mie să mănânc. Mulțumesc! Doamne, când te-am văzut flămând și așa mai departe. Mulțumim și noi. Sfântul Grigore de Nisa acum. Spune și citez: Îngrijirea bolnavilor este o datorie esențială a creștinului. Este adevărat că ar putea fi o muncă grea, chiar și o muncă periculoasă, dar este ceea ce Hristos ne cere. Iar dacă Hristos a cerut-o creștinilor, atunci întreaga biserică ar trebui să se implice. Și așa cum colegul nostru a amintit, Sfântul Grigore de Nisa face o remarcă și anume ne duce, face o trimitere de fapt la Evanghelia Sfântului
Matei, în capitolul 25, unde spune: Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau. Am fost și ați venit la mine. Bine, mulțumim. Astăzi, fiind o emisiune mai deosebită și având patru invitați, o să depășim puțin cu câteva minute emisiunea, așa încât acum le ascultăm pe fratele George, care ne va spune un fragment din Sfântul Ioan Gură de Aur. Da, intenționat am lăsat, Părinte, anumite aspecte din viața Sfântului Ioan Gură de Aur pentru a le expune acum. În timpul de 5 ani cât a fost diacon la Antiohia și 11 ani preot, pe lângă bisericile la care acesta slujea, se oferea la acea vreme masă și îmbrăcăminte unui număr important de bolnavi, se îngrijea de toți deținuții și din închisorile orașului, dându-le hrană, îmbrăcăminte, consult și tratament medical și mai ales tratament duhovnicesc. Iar ca un adevărat părinte, Sfântul Ioan n-a precupețit nicio osteneală, n-a ocolit nicio jertfă, n-a pregetat nicio clipă, ci ziua și noaptea se găsea mereu în slujba ajutorării păstoriților săi, în slujba alinării durerilor și suferințelor acestora. Iar atunci când a fost patriarh la Constantinopol, a organizat spitale care avea personal alcătuit din doi preoți pentru îngrijirea duhovnicească, medici, bucătari și alte persoane dedicate vieții ascetice. Și chiar și atunci când se afla în cele mai grele momente, când se afla în exil, coresponda cu o diaconiță olimpiada, pe care o întreabă de sănătate, pe care o îmbărbătează și îi dă sfaturi spre vindecare. Și ne gândim acum că dacă el făcea asta atunci când era în exil, cum se comporta cu bolnavii care erau în apropiere de el? Și astfel ne rămâne și nouă să facem. Da, mulțumim. Este într-adevăr memorabilă corespondența Sfântului Ioan Gură de Aur cu diaconița aceasta, olimpiada. S-a tradus și la noi în limba română, la editura Institutului Biblic, puțin mai de mult. Ne aflăm chiar pe ultimele minute ale emisiunii noastre și în aceste minute aș dori să vă întreb pe fiecare, de data aceasta de la stânga la dreapta, să vă întreb pe fiecare ce ați crede că s-ar putea adăuga, având în vedere că sunteți absolvenți, peste puține luni veți termina facultatea de teologie, ce ați recomanda să se adauge pe viitor pentru, eu știu, o mai bună asimilare a învățăturii, pentru o mai bună desfășurare a tot ceea ce înseamnă procesul de învățământ, iată, didactic, liturgic, în cadrul acestei facultăți de teologie? Foarte multe nu ar fi de adăugat la această facultate, deoarece cuprinde într-un aspect mai amplu, așa, cam toate punctele pentru facultatea de teologie. Un aspect, totuși, pe care aș dori să-l regăsesc mai accentuat în facultatea noastră, este dublarea orelor de practică liturgică, începând încă din primii ani ai facultății. Atât în ceea ce privește practica la strană, tipicul, cât mai ales practica la altar. Zic aceasta datorită faptului că dacă noi ne dorim ca după terminarea facultății, a cursurilor în băncile facultății noastre, pe lângă studiile și informațiile teoretice pe care le deprindem în facultate, trebuie să avem și aceste cunoștințe practice și aceste abilități pentru o cât mai bună slujire ale acestei vocații a preoției. La Sfântul Altar. Fratele Marius. Dacă colegul nostru făcea o remarcă la ceea ce înseamnă practică liturgică, eu însă o să fac o remarcă asupra două aspecte, și anume, consider că ar fi nevoie ca practica omiletică, respectiv catehetică, să aibă loc, adică să dubleze iarăși orele, pentru că este o nevoie ca studenții să știe să țină o cateheză, respectiv o predică. Desigur că
aș considera că ar fi nevoie și dublarea orelor materiilor biblice, Vechiul Testament, respectiv Noul Testament, sau o prelungire a lor pe durata tuturor anilor. Pentru că știm că la noi aici se fac doar în primii doi ani. Doar în primii doi ani. Și aș propune ca aceste materii de căpătâi, putem spune, să fie predate inclusiv în anul 4. Și astfel, poate, studenții vor fi mult mai pregătiți în ceea ce înseamnă a rosti o cateheză istorică sau o cateheză morală, respectiv o predică bazată pe o pericopă evanghelică. Mulțumesc. Fratele George, acum. Eu mă gândesc, părinte, la mai multă practică misionară. Cum ar fi să se meargă mai des la spitale, la azile sau chiar la închisoare. Pentru că neavând nicio experiență, sau unii neavând nicio experiență, alții neavând destul experiență în astfel de cazuri, avem o reținere, o stânjeneală în a face aceste fapte pe care Domnul Hristos ni le cere. Și prin această practică să ne familiarizăm cu ele ca să le facem și pe viitor în parohie împreună cu enoriașii. Am înțeles. Fratele Darko? Eu aș dori să adaug niște activități extracurriculare care nu țin neapărat de facultatea noastră, să avem mai multe activități împreună cu colegii noștri ca să putem întări această comuniune între noi și să dorim să nu mai existe aceste dezbinări, posibile dezbinări sau lucruri de genul. Nu zicem că este ca să fie vorba la facultatea noastră de așa ceva, dar posibilele dezbinări să fie mai multă activitate între noi colegii și mai multe deplasări, de exemplu, la mănăstiri, să facem partea de slujire din partea de strana mănăstirilor, poate desfășurate chiar pe mai multe zile, să facem ascultare, diferite lucruri, ca ulterior să ne putem îmbogăți viața duhovnicească și chiar relația de prietenie dintre noi colegii. Mulțumim! Mulțumesc, adică vă mulțumesc la toți patru. Mă gândeam acum mai devreme când zicea fratele George de deplasare la penitenciar. Penitenciarul este aici. Nu știu câți își cunosc din cei care urmăresc unde se află sediul în care înregistrăm acum. Se află la o aruncătură de băți, cred că mai puțin de o aruncătură de băți de sediul facultății noastre de teologie. Pe de o parte și pe de altă parte, legat de ce a spus Darko, desigur că sunt opinii pertinente din partea dumneavoastră a tuturor. Întotdeauna mi-aș fi dorit să existe o mai mare comuniune, comunicare și comuniune sufletească între profesori și studenți, între studenți în primul rând, dar și între profesori și studenți. Pentru că ziceam și altă dată și repet, aici ar trebui să fie diferit de cum stau lucrurile la facultatea de fizică, de chimie sau de geografie. Și acum vă mulțumesc încă o dată, în ordine, Stana Ion, Ionuț, Dănuț, Ștefănescu Marius, Moiș George și Pelici Darko. Le mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară. Mă bucur că s-au prezentat bine și foarte bine în fața dumneavoastră, celor care ne urmăriți. Dumneavoastră vă zic, Doamne ajută, să aveți o săptămână binecuvântată și ne dăm întâlnire duminica viitoare la emisiunea Cuvântul care zidește. Doamne ajută!